În jurul Bucureștiului, o adevărată comoară, statul român își bate joc de ea și de aceasta. Furturile și devastarea forturilor, bateriilor construite acum 130 de ani de regele Carol I pentru apărarea orașului, pur și simplu nu interesează pe nimeni, sunt abandonate, se degradează de la o zi la alta, reabilitarea lor și introducerea într-un circuit turistic care aduce bani la buget, nimeni însă nu face nimic, Ministerul Culturii nu a reușit nici măcar să le clasifice ca monumente istorice. Statul a stat. Aici pare a fi o cărare, dar hai să încercăm pe aici. Ai grijă pe unde calci. Cu ce ești, frate? Ușor, ușor, ușor. Ia stai puțin. Dă mie camera. Ca să poți trece de crengi. Să ajungi din șoseaua de centură la Fortul 6 Afumați este o aventură în sine. Nu există acces direct. Treci prin curtea unor firme, apoi este nevoie să străbați o zonă cu mult lăstăriș. Odată ajuns, te izbește aerul istoric al locului. Este una dintre cele mai complexe clădiri de acest gen din România, unică prin numărul de turele și galerii. Cu cât înaintăm mai mult în inima fortului, cu atât întunericul devine mai dens. Ai sentimentul că ești într-un loc special, încărcat de istorie. Atingi zidurile pe care le atingeau și soldații regelui Carol I în urmă cu 130 de ani. Încerci să-ți imaginezi ce se întâmpla aici, cum decurgea o zi din viața celor oameni, să-ți imaginezi la ce foloseau toate încăperile pe care le descoperi la lumina lanternei. Liniștea este absolută și aproape că îți auzi bătăile inimii. Pășești cu prudență, să neștiind ce te așteaptă în întuneric. Doar o muscă. Tot felul de muște, de băianjen, de tot felul de insecte, care atunci când vin din întuneric te cam sperie, că nu știi cu ce ai de-a face. Uite, aici s-a infiltrat apa, sau este condens foarte mult, se și simte, este mult mai rece decât afară, și tot tavanul este acoperit cu picături de apă. Diferența de temperatură este foarte mare. Afară sunt 25 de grade, iar aici ți-e frig. Ți-e efectiv frig. Și uitați-vă puțin la lanternă, să vă dați seama. Cred că se vede. Sunt doar câteva grade. Galeriile se întind pe sute de metri și ai senzația că te afli într-un imens labirint. Trebuie să stai bine la capitolul orientare, altfel te poți rătăci cu ușurință. Deși au fost ridicate în urmă cu 130 de ani, zidurile fortului se păstrează foarte bine. Locul fiind abandonat, natura își urmează cursul. Bine ați venit la Fortul 1 Chitila. Se vede undeva în depărtare, la vreo 50 de metri, intrarea acoperită de vegetație. Au crescut și copaci și bălării peste. Mai întâi trebuie să trecem de acest munte de gunoaie, de molos, ca să ajungem la fort. Hai să încercăm! Construirea fortului Chitila a început în 1884. A fost primul finalizat și se întinde pe o suprafață de peste 6 hectare. Este abandonat și pe zi ce trece se degradează tot mai mult. Dacă nu ești atent, te poți rătăci cu ușurință prin galeriile încălcite. Deci cum am ajuns aici? Din nou. Suntem la alt etaj, nu? Nu, suntem la același etaj. Păi și cum Dumnezeu am ajuns aici? Spune ce se întâmplă. Sunt două culoare în oglindă. Două culoare ca asta. Noi am intrat din cealaltă parte și am ajuns pe un alt culoar, dar care este identic cu cel de unde am plecat. Da.
Cam aceasta este soarta tuturor forturilor și bateriilor construite în jurul Bucureștiului în vremea regelui Carol I, 36 în total. O mină de aur lăsată moștenire statului român, care nu mișca un deget pentru a le pune în valoare. O comoară istorică îngropată sub un munte de ignoranță și nepăsare. Spațiu Horeca, mix de funcțiuni, cultural, muzeal sau un spa. Există în Polonia un port pentru care există un proiect de a-ți face spa în el. Adică există foarte multe funcțiuni care să nu fie doar muzeu. Dorotee Haznaș este arhitect și unul dintre oamenii care cunoaște în detaliu situația fiecărui fort. Alături de câțiva colegi, a făcut chiar și o strategie despre cum pot fi puse în valoare aceste construcții, document care zace uitat prin biroul vreunui funcționar public. Inițial, forturile și bateriile au aparținut Ministerului Apărării Naționale. Ulterior, parte dintre ele au fost cedate primăriilor pe raza cărora se aflau. Acum urmează partea halucinantă. Primăriile au pus în posesie terenurile pe care se află forturile, fără ca aceste construcții să fie intabulate. Cu alte cuvinte, oficial, ele nu există în actele statului român și se consideră că acolo este doar teren. Sunt considerate teren viran sau teren liber de construcții. Dar odată ce proprietarii sau cei puși în posesie s-au dus pe teren și au descoperit această clădire, fiind atât de rezistentă și totul turnat, beton, ca să reziste atacurilor, ea nici n-a putut fi demolată. Adică ele, în mai multe cazuri, când s-a încercat demolarea lor sau îngroparea lor, nu s-a putut pentru că sunt prea rezistente. Și atunci s-a considerat, facem aici groapă de gunoi, aducem gunoaie și asta a fost. În primul rând, Ministerul Culturii, prin direcțiile și instituțiile subordonate, ar fi trebuit să se ocupe de clasarea forturilor ca monumente istorice. Având acest statut, proprietarii, fie că sunt instituții ale statului, fie persoane private, ar fi obligați de lege să ia măsuri pentru conservarea construcțiilor. S-a început acest demers în 2010, după care dosarul a fost aruncat într-un sertar și acolo a rămas. Nici măcar nu era voință. Eu cred că în multe cazuri e ignoranță, închipuirea asta că oricum o să fie greu. A fost înaintat dosarul în 2010 de către Institutul Național al Patrimoniului, către Direcția de Cultură, Ministerul Culturii, și acolo, din câte știu, a rămas în suspensie. Efortul financiar este însă unul care este mare. Trebuie făcute măsurători, releve, la momentul de față, cred că ar trebui făcut o scanare și implică niște costuri destul de mari. De ce nu s-a făcut în anii care au trecut, nu știu să vă zic. Unde ne aflăm în momentul ăsta cu acest document inițiat în 2010? Unde este el? În ce sertar? Din păcate, el este în derulare, în continuare, dar într-o derulare foarte lentă. Păi și cât o să se mai deruleze așa? Alți 13 ani? Eu sper că nu, dar repet, e o chestiune de viziune mai sus și noi ne referim acum, faceți o emisiune pentru forturile acestea. Sunt extrem de multe alte obiective în țară care se află în aceeași situație. Direcția pentru cultura județului Ilfov este sat fără câini. Aici nu mai există director de aproximativ 6 ani. Pe post de șef este Mihaela Iacob, o angajată a Ministerului Culturii, detajată temporar să-i coordoneze pe angajații de la Ilfov. Nu pare să știe mare lucru despre dosarul clasării forturilor. Și dumneavoastră lucrați în minister? Da. Coordonați toate direcțiile? Da. Păi atunci ar trebui să știți ce vreau să vă întreb. Dacă există un dosar legat de aceste forturi pentru clasarea lor, pentru că ele nu sunt clasate. Știu că s-a făcut un astfel de demers. Și s-a spus la un moment dat că n-ar fi foarte vechi, n-ar fi putare, n-ar fi încă... Dar trebuie să văd exact de ce s-a... Deci pot să mă informez și putem să discutăm cu toate datele. Doamna s-a informat atât de bine încât ulterior ne-a scris că nu vrea să ne mai întâlnim. Am dorit să obținem un punct de vedere și de la șeful dânsei, ministrul culturii Lucian Romașcanu. Demnitarul ne-a cerut să-i trimitem în scris întrebările, urmând să ne ofere un răspuns după ce se documentează. Sistemul de fortificații al capitalei este doar un mic exemplu care arată lipsa de implicare a statului român. Și uite așa, găsind și invocând tot timpul motive legate de absența banilor și a personalului, politicienii și funcționarii zilelor noastre privesc ca niște simpli spectatori cum moștenirea istorică a acestei nații se pierde câte puțin în fiecare zi.